Rușii ucid toți bărbații ucraineni între 18 și 60 de ani, în timp ce se retrag din orașe și sate. Cadavrele a cel puțin 20 de civili au fost găsite pe stradă într-un oraș din nord-vestul Chievului. Morții îmbrăcați în haine civile sunt găsiți în poziții ciudate, unii cu fața în jos, lipiți de trotuar, alții cu fața în sus și cu gura deschisă. Trei dintre ei sunt cu bicicletele după ce și-au făcut ultima plimbare, în timp ce alții cu pielea cerată au căzut lângă mașini ciuruite de gloanțe, potrivit jurnaliștilor, care au avut acces în oraș după ce acesta a fost izolat de aproape o lună. Un cadavru poate fi văzut cu mâinile legate la spate copânzi, albă. Primarul a declarat că civilii morți au fost supuși unui tratament inuman din partea forțelor ruse. Cadavrele persoanelor executate încă se află pe stradă. Mâinile lor sunt legate la spate cu cârpe albe și au fost împușcați în ceafă. Așa că vă puteți imagina ce fel de nelegiuiri au săvârșit aici. Un consilier prezidențial ucrainean a declarat că acești oameni nu erau în armată, ei nu aveau arme, ei nu reprezentau nicio amenințare. Câte astfel de cazuri se mai întâmplă chiar acum în teritoriile ocupate? CNN nu a reușit să confirme în mod independent detaliile din jurul morții bărbaților. Forțele ruse s-au retras din mai multe orașe din apropierea Chievului în ultimele zile după ce încercarea de a încercui capitala a ieșuat.